Guvernul vrea să amenajeze o rețea națională de trasee pentru biciclete ca să atragă turiști după modelul din Germania. Autoritățile susțin că pentru acest proiect există numeroase surse de finanțare, inclusiv fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Un proiect în acest sens a fost pus în dezbatere publică. Acesta prevede, printre altele, sancționarea consiliilor județene care nu vor organiza comisiile pentru ciclotrasee, cele care vor aviza realizarea de trasee noi, modificarea sau desființarea celor existente. Discutăm despre ideea cicloturismului și a traseelor pentru bicicliști împreună cu invitatul Orei de Știri, domnul George Culdea, vicepreședintele Federației Bicicliștilor din România. Bună seara, bine ați venit, mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. George Culdea este numele meu, fără E. Bun, mulțumesc pentru precizare. Cum trebuie să arate un ciclotraseu care să semene cu cel european? Există foarte multe standarde de trasee, piste, benzi, alei pentru bicicliști. Tocmai de aceea Federația Bicicliștilor din România, pe care am înființat-o în anul 2007, a propus în repetate rânduri acest proiect numit Rețeaua Națională de Trasee de Cicloturism din România. Guvernul actual doar a luat în discuție ceea ce noi propunem de foarte mulți ani. N-ar o să descriu acum un singur traseu, pentru că traseele, în mod normal, așa cum se vede și în imagini, pot fi și pe drumuri asfaltate, și pe drumuri sătești, comunale, și pe drumuri forestiere, sau chiar pe poteci montane. Doar cei de la Ministerul de Interne nu prea vor să fie amenajate pe șoselele deschise traficului motorizat și de aceea, de fapt, stăm de atâția ani și batem pasul pe loc. Este normal totuși ca traseele acestea de cicloturism să fie separate de drumul național, de exemplu? Oricum nu vorbim de drumuri naționale. Vorbeam de drumuri județene locale. Pe drumurile naționale, evident, nu amestecăm bicicliștii. În paralel cu drumurile naționale, în mod normal, se creează o infrastructură total separată, care, ok, urmărește linia importantă a drumului național. Bun, dar v-ați imaginat un traseu românesc pentru turiștii străini pe modelul traseelor din Europa, Passau Viena, de exemplu? Între Passau și Viena, știți, cu siguranță e acel coridor ciclistic este pe care rețea, agențiile de turism le vând ca pachete turistice și nu numai acel traseu, bineînțeles. Prin ce puncte importante ar trebui să treacă? Este vorba de rețeaua Eurovelo. Exact. Cel la care vă referiți este Eurovelo 6 și care parcurge traseul Loarei și apoi traseul, da, Dunării, și care la noi, hop, se oprește pentru că nu are cum să intre în țară. Și la noi trebuie să arate ca și cele din restul Europei sau din restul lumii. Dar, deocamdată, nu avem decât mici inițiative locale și care, din păcate, nu întotdeauna au respectat ceea ce noi, repet, Federația Bicicliștilor din România, am pus într-un dosar mare numit Rețea de Trasee de Cicloturism. Da? Și acolo sunt definite categoriile descrise pentru omologare, identificare, etc. Dacă el este amenajat local în satul Păscăuți, da, sau X, da? Și este marcat cu bulină roșie și un C de la cicloturism verde, e o formă locală de marcare. Dacă în Bihor, să zicem, în alt sat, apare un alt traseu marcat cu triunghi galben și cu un C, deja nu mai e regulă, pentru că turistul nu știe despre ce este vorba. Putem să creăm confuzie. Și noi, de aproape 20 de ani, încercăm cu toate ministerele, cu toate autoritățile naționale de turism și cu toți șefii de direcții, miniștrii, etc., să găsim o soluție pentru ca această hotărâre de guvern să devină oficială. Și atunci, trecând de partea legislativă, care este primul pas care trebuie făcut, în opinia dumneavoastră, pentru a construi aceste trasee? Bine, nu poți să faci niciun pas dacă nu ai legea foarte clară. După aceea finanțări, pentru că guvernul proiectele. Vă dorește să facă acest lucru. Foarte bine. Trecem de partea legislativă. Cu ce începem? Cu finanțarea. Cu finanțarea. Finanțarea care trebuie să includă echipa pentru identificare.
Bun, apoi trebuie să precizăm apoi și telespectatorilor, pentru că trebuie piste noi construite, trebuie locuri de, nu știu, pe traseu, locuri de campare, pensiuni, infrastructura auto, pentru că știu că în Europa există autocare care cară bicicletele gratuit turiștilor, care, cicliștilor care nu mai pot să termine traseul respectiv. Acestea sunt valori adăugate. Noi încă nu putem spera să ajungem așa repede acolo. Mă gândeam că măcar să ne facem o idee cam cum ar trebui să arate un astfel de... Păi m-ați întrebat care sunt pașii. Haideți să terminăm cu pașii ăștia simpli. Odată legea, doi la mână identificarea traseului pe baza unui proiect. Proiectul trebuie să fie finanțat ori de autorități locale, ori centrale, ori de Europa. Finanțarea trebuie să includă identificarea, apoi omologarea, apoi marcare. Bun. Și după aceea trebuie emise hărți. După aceea trebuie publicate ghiduri, pentru că dacă nu ajunge informația la Absolut. Turiști pentru a atrage interni sau externi, degeaba l-am făcut. Mulțumesc deci pentru prezență promovare. Și pentru informațiile importante aduse. Și eu vă mulțumesc.